Numărul medicilor de familie din mediul rural scade îngrijorător. Sute de bolnavi din satele românești nu au la cine să apeleze atunci când au nevoie de ajutor medical. Sunt zone în care un singur cabinet medical trebuie să facă față la 5.000 de oameni din 4 sate. În aceste condiții pot izbucni focare de infecții, mai ales că există și comunități care nu mai au niciun medic de familie. Reprezentanții Societății Naționale a Medicilor de Familie atrag atenția că în 10 ani niciun doctor nu va mai dori să ocupe această specializare. Cel mai mare deficit de doctori este în județele din Moldova, dar și în cele din sudul și sud-estul țării. Adică acolo unde a izbucnit și focarul de rujeolă acum 2 ani. 21 de oameni au decedat din cauza acestei boli, iar alți 4.000 s-au îmbolnăvit. Infecția continuă să se răspândească. În mii de cazuri, copiii nu au putut fi imunizați pentru că nu se găsește vaccinul ReOre. În altele, nu a avut cine să-i vaccineze pe cei mici, deși Ministerul Sănătății a făcut publică legea vaccinării, în care scrie ce responsabilitate au doctorii în creșterea imunizării populației. Din fericire, în județul Argeș nu există o asemenea situație, după cum afirmă Sorina Honțaru, director al Direcției de Sănătate Publică Argeș. Noi în județul Argeș avem un lucru bucurător, nu avem comună fără medic, toate comunele noastre au medic, cel puțin un medic în toate comunele. Asistența de specialitate, avem multe cabinete de specialitate unde pacienții se pot adresa, avem 248 de cabinete de specialitate și 417 de stomatologie.